Salut, fraților! Fucking All Blacks aici! Nu pot să cred că spun asta după atâta timp. Sau cel puțin zicând cu ideea că o să continui să pun videoclipuri constant în loc să mă opresc la nu știu câte luni. Ba chiar... Pardon. Săptămâni, ba chiar luni. Ok, nu o să tai partea asta pentru că arată cât de ciudate pentru mine după atâta timp în care n-am pus clipuri să înregistrez acum un videoclip. Bun. Acum că examenul s-a terminat și mă bucur că s-a terminat, nu vă faceți griji, o să vă anunț notele de la examen, o să vă povestesc cum am pregătit anul ăsta ca să vă ajut pe ăștia mici și pe ăștia care vreți, care ați dat capacitatea cu mine să știți ce am făcut eu diferit față de ce ați făcut voi diferit ca să iau nota care am luat-o. Prezic peste 8, că 100%, ba chiar 9, nu știu, o să vedem. Și acum că examenul e gata, m-am gândit să fac un mic update în care să fac un mic preview asupra unui detaliu important al canalului, dar care poate fi considerat minor. Și ce o să se întâmple cu canalul vara asta? Ce o să fac deosebit vara asta față de ce am făcut anii trecuți? Și verile trecute, bun. De fapt, acum că mă gândesc, n-am prins o vară cu canalul, nu? Nu cred că am prins o vară cu canalul. Mă rog, dacă prin vara asta o să fie șmecher. Acum că prin vara asta o să fie șmecher. Nu o să tai nimic pentru că vreau să vedeți cât de ciudate pentru mine să vorbesc, ok? Bun. Hai să vorbim despre detaliul cel mai important, în părerea mea. Sau la fel de important ca următorul detaliu, dar asta mi se pare mai unic. Toată lumea știe că atunci când Papa Allbox își termină videoclipul, el o să spună și ne vedem data viitoare. Bye bye! Însă când aud chestia asta după editat, mie mi se pare că, sincer... sună fucking gay. Adică, bye bye, mi se pare că sună cam tâmpit și gay. Așa că m-am gândit extrem de mult timp, ce să cuvânt să folosesc când îmi termin videoclipul. Și m-am gândit că există un cuvânt care e foarte underrated, deși ar trebui să fie gen replica mea semnificativă. Așa că m-am gândit, hai să îi dau mai mult rating prin a folosi eu mai des. Și anume, de acum încolo, nu o să mai zic și ne vedem data viitoare, bye bye. O să zic și ne vedem data viitoare. Holy asshole. Mi se pare că are mai multă rezonanță și e mult mai caracteristic canalului meu și al persoanei care sunt holy asshole față de bye bye. Plus că am avut o experiență sau cel puțin am întâlnit o persoană toamna asta care pot să zic, oh băiete, m-a făcut să nu mai vreau să folosesc deloc cuvântul bye bye. Sau cel puțin cât timp repetam pentru examen. Deci, ca concluzie, o să trecem de la bye bye la holy asshole. Bun, acum la ce se întâmple vara cu canalul ăsta. În primul rând, cum am zis, o să fie un videoclip legat de examen, nu o să zic doar notele mele, o să zic cum să vă pregătiți pentru examen, dragă, cum să faceți nu știu ce, bla bla bla. Cum cred eu că o să supraviețuiesc în high school, nu serialul la shit al lui Andragogan. Cum cred eu că o să supraviețuiești în high school ca persoană și să fii respectat de lume. Gen, să nu te vadă lumea ca un pericol, să-ți găsești prieteni, că asta e mai important. Dacă nu-ți găsești prieteni și stai acolo degeaba, pana mea, pentru asta s-a lăsat PewDiePie de universitate, din câte am înțeles. A lipsit la niște cursuri de la început care nu contau, pentru că vorba lui, fuck it, o să joc jocul video toată vara și sunt de acord cu el. Și la cursurile alea lumea deja și-a făcut prieteni și el era gen cam awkward acolo, pus și era gen, mai bine nu. Deci ca concluzie o să vă povestesc cum să găsiți persoane cu interese comune, pentru că degeaba găsești așa zici și prieteni dacă n-aveți interese comune, știți? În orice caz, vă zic mai multe videoclip, nu vă dau spoilere, gata! Bun, vreau să fac două serii simultane de gaming. În afară de seriile de pe livestream-uri, vreau două serii simultane de gaming, anume Pokémon Sun până îl termin și încă cred că o să fac un videoclip în care o să vă dau 3 jocuri, o să fac o mică prezentare și o să vă dau un straw poll. O să fie jocuri foarte puțin relatate cu Nintendo, pentru că știu că mare parte din comunitatea mea e interesată de jocuri de la Nintendo, în special Pokémon. Și normal că dacă zic ce vreți să jucăm, Pokémon Platinum sau... Persona 5 ca exemplu, deși nu am Persona 5, n-am cum să mă joc Persona 5, pentru că n-am PS4, mă rog. Normal că lumea o să aleagă Pokémon, știți? Deci o să găsesc niște jocuri foarte non-related cu Pokémon și foarte non-related una cu altul, ca voi să vă interesați, să vă zicem, ok, jocul ăsta sună bine, aha, aha. Deci ca concluzie o să vină un videoclip legat de
ce serie o să urmeze, mă rog. Și live-uri în weekend. Yay! De cât am vrut să fac un live stream în fiecare weekend, deci nu vă imaginați. De cât vreau. Cred că o să păstrez o zi liberă. Pentru că na, ca să mă pot gândi la ce persoană sunt, bla bla bla, existential crisis, bullshit-uri de genul ăsta. Cred că s-ar putea, dacă plec undeva în vacanță, să vă anunț din timp că o să am repaus timp de ceva timp. Poate o să fac un fel de vlog în care nu o să-mi arăt fața decât o să filmez în jur și care o să povestesc că după ce ajung în camera hotelului, cum a mers tot și așa mai departe, bla bla bla. Poate, cine știe, poate fac rost de un laptop, pentru că eu nu am un laptop, dar am persoane care să-mi împrumute un laptop și pun videoclipuri din camera hotelului. Mă rog, în orice caz, pentru vara asta multe planuri. Sper să iau notă mare, să ajung la un liceu decent. Nu-mi place sistemul de învățământ deloc. E bullshit total, dar nu contează momentan, pentru că n-am ce să-i fac. O să fac în viitor videoclipuri legate de școală, dar intenționez că am un număr mai mare de abonați ca cât mai multă lume să vadă, știți? Pentru că am planuri foarte mari legate de videoclipuri despre școală, mă rog. Poate un videoclip legat despre gaming-ul din România ar mai fi o idee, dar cam asta e tot când e vorba despre contentul canalului, programul meu și așa mai departe. Bun, mulțumesc că ați văzut acest update. Nu uitați, uitați acolo jos la butonul de like și dacă nu știți, al de subscribe. Și ne vedem data viitoare. Holy asshole! Toată vara asta o să mă joc Roblox și CSGO!